Devine un animal de companie care inspiră omului un cred
credere, devine un câine foarte ascultător. De la vârsta de 6-7 luni, el începe singur să înțeleagă, să asculte comenzile verbale ale omului. Știți, vă întreb, îmi cer scuze, am tot auzit fel de fel de oameni care, bine să zic, fiind specialiști, spuneau că un câine ciobanesc, și nu se referă strict la Ciobanescul Carpatin, n-ar fi atât de inteligent ca alte rase, să spunem, lucrate. Și experiența mea și ceea ce aflu de la alți crescători, dacă și dumneavoastră aveți aceeași părere, este că, din potrivă, este un câine foarte intuitiv, foarte inteligent, care prea extraordinar de mult din comportamentul stăpânului și se pliază, practic, pe personalitatea casei în care stă, familiei în care locuiește. Multă lume spune că este greu de lucrat cu el, dar nu este adevărat. Atâta timp cât se adaptează foarte bine la o familie, pleacă familiile la serviciu, știe ora când vine, ora 3 după amiază, 4, 5, cât este, el știe că trebuie să-i vină familia și ori așteaptă la poartă, ori îi simte. Nu mai spun despre ciobeni care îi folosesc de ani de zile, de sute de ani, la paza turmelor. Noaptea se culcă între oi și nu iese de acolo până nu-i spune ciobanul, ba chiar de multe ori refuză și mâncarea. Sunt situații în care, de exemplu, acești câini pot fi foarte bine și foarte potrivit adaptați unei vieți urbane, să spun, sau la o curte în oraș. Caracterul puternic, personalitatea extraordinar de mobilă a acestui câine, îl face la fel de bun la stână ca și în familie. Lucru care probabil că în timp se va muta către această direcție, deoarece transhumanța ușor-ușor o să dispară datorită normelor europene în România, iar acest câine ar putea să devină oricând un câine de companie și pază pentru proprietățile din oraș sau chiar din localitățile rurale. Impunerea lui, în primul rând, el și-o face prin mărimea lui, câteodată prin agresivitatea sau blândețea lui. Este un câine care se întreține foarte ușor, nu necesită alimentație specială, mănâncă orice, totodată rezistent la intemperii, căldură, frig, nu este un câine bolnăvicios, nu uită stăpânul, după 4-5 ani, dacă stăpânul revine la el, el îi recunoaște. Acei câini au probleme și dezvoltă diferite afecțiuni, atât genetice, cât și o anumită sensibilitate în general la toate bolile, la toți factorii care, și la mediu, și la climă, și așa mai departe. Pentru o familie care dorește să-și achiziționeze un puiț de ciobănesc carpatin, ce ar trebui să știe de la cineva care face chestia asta de, chiar de câți ani face? Mai intensiv cu creșterea lor în jur de 15 ani, de copil mic i-am adunat de pe la stân, îi adunam la bunicul, îi strângeam, plecam la școală, bunicul avea de cărat câte o săptămână câinii care îi adunam. Se cresc foarte ușor. Hai să facem un exercițiu. Cumpărăm un pui de la un crescător. În primul rând, bineînțeles, ne interesăm ce a mâncat, cât a stat la acel crescător, ca eventual să noi facem o diferență foarte mare în dietă, exact. Și să nu aibă probleme digestive. Aceeași alimentație, mâncare normală, nu este un câine carnivor,
Haideți să facem un meniu pentru, să spunem, un pui de carpatin, pui înțelegând până la vârsta de 8, 9, 10 luni de zile. Până la vârsta de 8, 9, 10 luni de zile. Laptele este un component de bază, făina de porumb, după care amestecat cu puține boabe. Deci la vârsta de, dau un exemplu, de 4 luni, cu 1 kg de lapte, cu 200-300 de grame de făină de porumb, puțin orez și hrană uscată, are alimentația suficientă pentru zi. Domnule Bumbac, eu sunt convins că o să ne mai întâlnim. Cred că și dumneavoastră sunteți de acord și telespectatorii impresionați de ceea ce au văzut la această manifestare de la Ilisești vor dori să revadă acest bine, să revadă activitatea pe care dumneavoastră și membrii clubului de crescători ai câinilor ciobănești românești o practică și o dezvoltă cu mare pasiune. Până la următoarea întâlnire, vă felicit pentru ce ați realizat aici la Ilisești. Sunt sigur că o să fie și alte expoziții și îmi doresc din tot sufletul să ne revedem sănătoși și să vedem câini la fel de frumoși în viitor. Mulțumesc dumneavoastră și postului dumneavoastră de televiziune. Așteptăm o invitație la București ca să îi prezentăm și acolo. Cu tot dragul. Vă mulțumesc și eu.